Canister s-a lansat în muzica populară pe plan național în urma unui festival organizat în Sibiu. La 31 de ani s-a înscris la Facultatea de Științe din cadrul Universității Lucian Blaga. În prezent este o femeie de afaceri de succes și pentru aceasta am venit să-i aflăm povestea. Sunt chiar în Sibiu, la ea acasă. Haideți cu mine să o cunoaștem pe Gabriela Nistor. Bine te-am găsit, Gabriela! Bine, mă bucur! Orice zi e ca o viață, Doamne, cum să-ți mulțumesc! Îți mulțumesc că mi-ai permis accesul în frumoasa ta casă și abia aștept să aflu povestea ta de viață, care este super interesantă. Soarele și tare m-am bucurat, că pot să le împart pe toate cu cine mi-e mie drag. Căsuța mea primitoare și-am făcut-o așa pentru sufletul meu. O să vă arăt tot ce vreți. Tot. Am pornit de la o căsuță mică, cu două geamuri așa la stradă, cum erau cele de mai demult, și am ras tot. Și am pornit de la zero și în cam 10 luni, așa maxim un an, a ieșit ce o să vedeți voi. Am avut un dressing? Da! Foarte și bine! Și mi-a dorit tot timpul să am un dressing mare, că și așa n-am destul. Ce ne arăți? Ce-ți place ție cel mai tare? Și aia e frumoasă, da? Asta e cu albastru. Astea foarte multe am filmat cu ele prin televiziune și pe la anunți, pe la evenimente, pe unde mergem. Deci asta, dacă... Asta a luat o singură dată, punem la pe ea. Dacă crezi că poți să o duci. Mi-am mai luat una nude. Vai, da, tot așa, dar foarte grele. Astea sunt grele. Frumoasă. Dar e frumoasă. Din calea afară n-am putut să mă abțin, să nu iau. Da. Și negru la sortez, cu roșu, cu galben, cu verde, cu ce vrei. Multe sunt sus. Ia să vedem aici ce. Uite aici am una iarăși grea și scurtă, că în ultima vreme îmi plac astea mai scurte. Am una cu cheia sol, da, de vară. De vară. De-aia am lăsat-o. Asta e drăguță, iarăși. O, da, e frumoasă. Ia să vedem. Uite eu, tot da, așa mai scurtuță. Uite, asta cu inimioare. Da, asta am avut-o de 8 martie anul ăsta. Și m-am simțit foarte bine în ea. Uite, și asta e foarte frumoasă, nu? Cămășuțe, bluzițe. Ia, să vedem mai fi. De toate. Exact, foarte frumoase. De toate. Dar predomină, drăguță, predomină negru. Să știi că nu da. Știu. Da, e foarte frumos. Un pic. Care e preferata ta de aici? Asta îmi place mult. Da. Și am la ea și niște pantofiori. Da. Ăștia merg cu ea. Super. Cât da, aceeași firmă. Și ăștia la fel. Da. Și eu da. Nu? Da. Vezi și ți-am zis că trebuie să fie și pată de culoare. Exact. Da, și ăștia iarăși. Tot așa merg. Cu haina asta. Și cu lungi. Ei, și uite, restul, ce frumusețe. Uite, așa tot de la, firma asta îmi place foarte, foarte mult. Da, da. Mulți mi-am cumpărat, uite, stai să văd că am, uite, și ia, să vedem. Ăștia Salta, altă firmă, dar uite, este iarăși la ei. A, da, exact. Da, e și varianta pe roșu place, și varianta pe negru. Asta e viața, fiecare ne luăm ce ne place, nu? Sigur, da, sigur, dacă te face să te simți bine, sigur, da, da, și... cum să nu. Poți să-i porți la orice, da. La botan. Da. Nu? Sigur. Da, uite, ăștia am primit de la soțul meu. Ce mi-a scut patof care am avut eu vreodată. Serios? Da. Cât au fost? Mult. Eu nu-i luam. Dacă era după mine, nu-i luam. Serios? La un singur eveniment i-am avut, da. Cât? Vrei? Uite, și ăștia sunt aceeași firmă. Ăștia sunt, cred că, 12.000 de lei.
Asta e o chestie din aia de să ia deasupra așa frumoasă, peste rochii, da, știi? Poți să pui foarte faină, pe bluzică frumoasă, albă. Mai aici tot... Ai. Da. Da, păi... Când... Da, nu știu ce mi-o cum faci? Cum faci? Inimioare, uite, multe, vezi? Da. Am și astăzi. Da, da. De la aceeași firmă. Să continuăm, ia să vedem ce mai găsim. Hopa! Stai un pic, stai un pic, a fugit Gabriela, dar eu vreau să văd. Tu vrei la machiaj? Aici e locul, locul tău, meu, așa frumos. Am pe aici fondurile mele de ten, cu ce vreau eu. Da. Și te, le scot pe machiez... dimineața, uite-te câte am. Te machiezi singură sau machiez te ajută singură cineva? Toată ziua. Când toată ziua. Așa, dacă am filmări sau așa, am fetele mele.